Despre acea plantă care, spun unii, ar trata boli grave și care plantă poate fi folosită în scop medicinal, dacă bineînțeles este prelucrată ca atare. Inclusiv în România. Este o informație care i-a pus pe jar pe români. Lucrurile sunt însă mult mai nuanțate în ceea ce privește legislația, pentru că nu există în mod concret o lege, dar autoritățile de la noi s-au încurcat în declarații, făcându-ne să credem că aceste tipuri de substanțe sunt legale și că s-a schimbat peste noapte modul în care ne raportăm la ele. Oricum, sunt mai multe tipuri de cannabis, iar unele dintre ele dau dependență și sunt destul de periculoase. Discutăm pe această temă cu un specialist care poate să ne lămurească exact cum stau lucrurile. Îi mulțumesc că este alături de noi, domnului doctor Radu Țincu de la UPU Florească. Este toxicolog. Practic e cel mai potrivit om să ne lămurească despre ce este vorba. Pentru că aici noi avem trei termeni. Cannabis, hașiș și marihuana. Bine, mai e și cânepa. Care e diferența între cele trei sau sunt același lucru? Niciuna. Toate pornesc de la planta care se numește cannabis sativa. Dacă discutăm de marihuana, e denumirea pe care o folosim în mod curent, că nu folosim când cumpărăm recreațional în diferite țări unde este aprobat, se cumpără marihuana, nu cere nimeni cannabis. Când discutăm de hașiș, este de fapt o extragere a unei rășini tot din aceeași plantă. Deci ne învârtim în jurul aceluiași element care se numește cannabis sativa, care este o plantă pe care o cunoaștem cu toții, este multiplu folosită ca și imagistică pe diferite logo-uri și așa mai departe. Cânepa. Da, este absolut același lucru. Este tot o formă din punct de vedere al, să spunem, încadrării în clasificările biologice, este în zona cânepei. Însă, ce trebuie să știm despre cannabis sativa, ea a fost foarte folosită de-a lungul timpului. În secolul XIX, spre exemplu, Marea Britanie o utiliza tinctura de cannabis pentru calmarea grețurilor și vărsăturilor, spre exemplu. A avut o mare efervescență în secolul XIX, însă efervescența a fost brusc blocată în momentul în care, în anul 1961, la Comitetul pentru Substanțe Stupefiante, a trecut cannabisul pe lista substanțelor stupefiante. Moment în care, sigur, a devenit interzisă, da? Și ulterior, abia undeva prin anii 90, s-a reactivat această dorință a comunității științifice de a readuce în prim plan cannabisul, dar de această dată nu din perspectiva recreațională, pentru care a fost folosit foarte mult timp și, de fapt, această utilizare recreațională a fost cea care a dus și la inculparea cannabisului, pentru faptul că foarte multă lume îl folosea pentru obținerea unor stări euforice, pentru obținerea unor percepții senzoriale anormale și așa mai departe. În 1990 și în anii 90 s-a descoperit un sistem în organism uman extrem de interesant. Este vorba despre sistemul cannabinoid, adică la nivelul creierului, dar și în sistemul nervos periferic sau în unele organe, s-au identificat că există o serie de receptori cannabinoizi pe care acționează, ce să vedeți, o serie de substanțe produse de organism care se numesc endocannabinoizi. Adică... Deci, ca să înțeleg, adică e făcut corpul nostru ca să poată folosi această substanță. E corect ce am înțeles? Da. Există o serie de receptori care se numesc cannabinoizi. Sunt până la acest moment descoperiți doar doi, cannabinoid 1 și 2. Primul, unul, se găsește doar în creier, deci în sistemul nervos central. Al doilea se găsește în sistemul nervos periferic, se găsește în sistemul digestiv și are o serie întreagă de interferențe cu sistemul imunitar, spre exemplu. Se pare, și toată dezvoltarea științifică de astăzi împinge către descoperirea celei de-a treia generații de receptori cannabinoizi, care probabil și există. Există substanțe în corpul nostru care se numesc endocannabinoizi, sunt produse de organismul uman și care acționează la nivelul acestor receptori. De ce acționează? Pentru că au o serie întreagă de efecte pozitive în corpul uman, pornind de la îmbunătățirea stării de memorie, atenție, reglarea tubului digestiv. Deci, stați așa, scuze că vă întrerup, pentru că e puțin tehnic și nu toată lumea se pricepe. Eu, okay, cel puțin nu înțeleg foarte bine. Deci, corpul nostru produce niște substanțe care sunt asemănătoare cu substanța produsă de cânepă? Da. Adică se potrivesc cumva, acest cannabis ar fi natural, da, corpului? Da. Este o substanță naturală
care, chiar dacă nu are aceeași structură chimică sub aspectul reprezentării grafice, ca și cannabisul din plantă, acționează tot pe aceeași receptor, adică pe receptorul cannabinoid. Aceste substanțe sunt inactivate, deci ele se produc de organism, spre exemplu la nivelul creierului, și acționează pe receptorii aceia 1 de care vorbeam mai devreme. În momentul în care și-au făcut efectul acolo, adică au stimulat receptorul ca acesta să declanșeze o serie întreagă de reacții la nivelul creierului, el este inactivat de o enzimă, o hidrolază, o amid hidrolază în creier, care inactivează substanța respectivă și substanța este eliminată. Diferența, dacă vorbim de diferențe și asemănări între cannabinoizii din plantă sau cei pe care îi produce organismul uman, este că cei din plantă nu pot fi degradați de această enzimă. Adică odată ce ai introdus în organism un cannabinoid exterior, el nu poate fi inactivat de enzima cu care corpul a fost înzestrată. De ce? Tocmai ca să limiteze efectul, pentru că acești receptori trebuie să fie stimulați pentru perioade foarte scurte de timp, în cantități foarte mici, adică există acolo, cum să spun, niște reglaje extrem de fine. În momentul în care iei un cannabinoid exterior și îl introduci în organism, el nu mai poate fi distrus, inactivat de această enzimă, iar efectul lui continuă la nivelul receptorului pentru o perioadă lungă de timp. Tocmai asta e principala diferență. Da, rămâne în sânge și rămâne pe acești receptori. Până la urmă știți cum e natura și corpul au fost create perfect. Ceea ce aducem din exterior sunt lucruri care pot să perturbe homeostazia organismului. Vreau să vă mai spun un lucru, pe lângă endocannabinoizii de care vorbeam și pe care îi produce corpul uman, sunt acești cannabinoizi naturali, care sunt extrași din cannabis sativa din plantă. Sunt peste 100 de cannabinoizi la nivelul acestei plante. Dintre aceștia, o să vedem în discuția noastră de astăzi, sunt studiați în principal doi, THC-ul și CBD-ul, tetrahidrocannabinol și CBD-ul. Aceștia sunt cei mai utilizați. Încă o secundă. Da. Și mai sunt a treia categorie, pentru că suntem în epoca, să spunem, chimiei, industriei, în care putem produce cannabinoizi sintetici. Adică, pornind de la structura acestor cannabinoizi naturali, se pot produce în laboratoarele de chimie cannabinoizi sintetici care au o structură asemănătoare și au același efect pe receptorii cannabinoizi. Deci, să înțeleg că există, ca așa se spune pe net, că există un tip de cannabis bun care este, care poate fi folosit în medicină și care este chiar bun în lupta cu cancerul, așa spun unii, și care nu dă dependență, nu dă stări speciale, nu se întâmplă nimic în organism în neregulă, și este celălalt tip de cannabis care dă dependență, dă o schimbare a percepției asupra realității, și acela ar trebui să fie oricum interzis, că acela este drog. E adevărat? Este foarte adevărat, dar nu e cannabisul în sine, ci ce conține planta. Vă spuneam că în interiorul plantei avem peste 100 de cannabinoizi. Dacă discutăm de utilizarea cannabisului recreațional, ce facem? Luăm planta cu totul, în totalitatea ei, și o amestecăm cu tutun în proporții diferite și o fumăm. Da. În momentul în care o fumăm, este clar că ne expunem la toți cannabinoizii pe care planta îi conține. Și atunci, asigur că ne expunem la tetrahidrocannabinol, care este THC-ul și care are efectele psihoactive. Deci el este responsabil de această stare de euforie, percepții senzoriale deosebite. Deci dacă fumezi acele țigări, clar, nu ai un efect. Sigur, nu ai cum să nu resimți efectul, pentru că receptorii din creierul tău sunt cei care vor răspunde la prezența THC-ului în organismul uman. În schimb, celălalt, CBD-ul, este un cannabinoid care are efecte psihoactive mult diminuate. Sunt chiar studii care ne spun că nu ar avea efecte psihoactive. Există studii populaționale în țările în care a fost aprobat pentru utilizarea în scop medical, în care s-a observat că după perioade chiar foarte lungi de utilizare la pacienți nu creează dependență. Și atunci acest tip de substanță, CBD-ul, cannabidiolul, dacă îl folosim, el nu va determina acele efecte psihoactive. Chiar vreau să vă spun că începând de anul trecut, în 2018, la Comitetul pentru Droguri și Stupefiante de la Organizația Mondială a Sănătății au fost depuse mai multe materiale științifice care doresc să scoată acest component, acest cannabinoid CBD-ul, de pe lista substanțelor interzise. De ce? Pentru că se pare, având la bază aceste studii, că nu are efecte psihoactive și atunci nu are niciun rost să
incriminez și pe el la pachet cu toți ceilalți 100 de cannabinoizi. Dacă acest lucru se va întâmpla undeva la începutul anului 2019, va trebui acum, trebuie să avem o rezoluție a Organizației Mondiale a Sănătății cu privire la dezincriminarea sau nu a acestei componente din marihuana. Iar dacă acest lucru se va întâmpla, vă dați seama că lucrurile vor fi foarte simplificate, pentru că nu mai trebuie o legislație specială. Odată ce a fost dezincriminat și iese de pe lista substanțelor interzise, el va fi comercializat ca orice medicament pe care îl găsim în farmacii. Deci vorbim despre cannabisul de tip CBD sau CBD, da? Da. Așa este el prezentat, cannabis sativa CBD. Da. Ei, acest tip de cannabis, deci nu de dependență, nu duce la o schimbare a percepției realității, în schimb ar putea să ajute în anumite terapii. Bun, și în condițiile acelea, nu mai vorbim de țigara propriu-zisă, cum ar trebui să fie folosit acest tip de cannabis? Sigur că primele utilizări ale cannabisului au fost tot cele recreaționale. Fumatul e principala și în țările care au legalizat și, mă rog, și în țările care n-au legalizat, tot fumatul reprezintă principala sursă de expunere. Vreau să vă spun că în țările în care s-a legalizat cannabisul, nici una din țările europene nu a acceptat fumatul ca și terapie medicală. Deci fumatul e cancerigen, nu? Este cancerigen, pentru că de obicei planta este amestecată cu tutun și atunci avem toxicitatea tutunului, pe de o parte. Pe de altă parte, sunt iarăși studii care ne spun că folosirea chiar a cannabisului pur, neamestecat cu tutun, ar determina o serie de efecte bronșice care pot duce la bronșite cronice în timp. Singura țară care a legalizat cannabisul sub formă de fumat în scop medical este Israelul, care au acceptat acest tip de terapie. Adică se găsește în magazine? Da, se găsește nu în magazine, se găsește în farmacie. În farmacie. Da? Bun. Altă variantă de consum care tot de la aceste obiceiuri recreaționale a pornit este consumul de marihuana în diferite prăjituri, prăjiturele și așa mai departe, pe care le știm din țările unde se comercializează. S-a interzis și ea. De ce? Pentru că e foarte greu de titrat cantitatea de cannabis pe care o absorbim. Acest cannabis este amestecat în acel aluat, nu știm exact care este biodisponibilitatea, efectele sunt imprevizibile, deci s-a scos și el de pe listă. Astfel încât au rămas preparatele produse în industria farmaceutică, fie avem capsule sub administrare orală, fie avem picături, fie picături uleoase sau picături normale, sau avem și posibilitatea de spray-uri care se pot administra oral, sublingual, dar la acest moment în țările Uniunii Europene care au adoptat marihuana în scop medical, aceste două variante, aceste trei variante sunt singurele posibile pentru tratamentul bolnavilor, sub formă orală sau sub formă de spray. Adică ar avea cel mai mult sens să se folosească într-adevăr o capsulă de cannabis amestecat cu alte substanțe care să-l facă eficient, dar în România așa ceva nu avem. Deci în România nu e legal. La momentul acesta, legislația românească nu a dezincriminat cannabisul pentru utilizare medicală. Știți cu toții și știm cu toții că au existat discuții și s-a propus această dezincriminare. Sigur, trebuie să oamenii să înțeleagă că dezincriminarea cannabisului în scop medical este doar pentru anumite boli, o să discutăm ulterior. Nu se va găsi la liber pe piață, deci nu poți să cumperi de la supermarket cannabis. Nu reprezintă o încercare de legalizare a cannabisului în scop recreațional. Nu cred că trebuie să se creeze o panică nejustificată în jurul acestui subiect. Ce trebuie să știm că în 1990, spre exemplu, Statele Unite au legalizat în unele state în urma unor referendumuri, deci au fost țări care nu au dorit să-și asume din punct de vedere politic introducerea cannabisului și atunci au revenit la dorința populară dacă populația este sau nu de acord, dar sunt și țări care n-au mai recurs la referendum și le-au dezincriminat și sunt programe naționale de cannabis. Mi-am notat doar ca să nu uităm, de exemplu, Canada în 1999 a dezincriminat cannabisul medical, 2001 Israelul, 2011 Elveția, 2013 Cehia, Germania în 2017, deci sunt foarte multe țări la nivel european care au dezincriminat cannabisul pentru utilizare medicală. Deci în acele țări, să zicem, dacă unei persoane o persoană care, să zicem, are un tip de cancer, îi se prescrie de către medic un astfel de tratament, acea persoană poate cu o rețetă să meargă în locul în care se comercializează aceste capsule,
sau, mă rog, uleiuri, și să obțină tratamentul. Înțeleg că așa funcționează. Exact lucru. Așa funcționează. O să vedem care sunt și indicațiile pentru care s-a adoptat această dezincriminare. Da, discuția referitor, și aici o să vedeți că provocările, să știți, la momentul 2019, România, când discutăm să legalizăm sau nu, legalizarea e o chestie simplă. Se poate face foarte rapid. Problema este cum implementezi acest program. Corect. Vreau să vă spun că studiind legislația din țările care au adoptat, nu seamănă niciuna cu alta. Fiecare țară a adoptat propria legislație. De ce? Pentru că nimeni nu s-a putut raporta la un precedent. Nu avem experiență. Nici o țară nu are experiență. Fiecare a încercat să adapteze cumva sistemul acesta de prescripție pentru cannabis pentru particularitățile țării respective. De exemplu, mă întrebați cine îl prescrie. Da, e o întrebare foarte importantă. Sunt țări în care, de exemplu, poate fi prescris de oricine, de orice doctor. Da? Indiferent de specialitate, indiferent de pregătire și așa mai departe. Ești doctor, ai drept de liberă practică, poți prescrie cannabis. Dar sunt țări în care, spre exemplu, Cehia, că vorbeam mai devreme despre ea, nu au fost de acord să poată fi prescris de oricine. Au fost selectate anumite specialități, iar din cadrul acestor specialități s-a realizat o autorizare specială ca să poți să ai un control foarte eficient al modului în care acest cannabis este prescris. Mi se pare că în Cehia doar 56 sau 57 de medici au la acest moment autorizare. Asta este o întrebare. A doua întrebare este cum îl comercializezi. Trebuie să emiți rețete speciale care să aibă anumite elemente de securitate, pentru că, până la urmă, tendința să-l falsifici este foarte mare. Și vă spun de ce. Și să faci abuzuri. Exact. Și vă spun de ce. Pentru că preparatele care se găsesc în acest moment autorizate în Uniunea Europeană sunt de mai multe tipuri, iar acest de mai multe tipuri înseamnă că nu conțin doar CBD. Sunt sigur și preparate care conțin doar CBD și atunci, sigur, neavând efecte psihoactive, nu cred că se va tenta un abuz. Pentru că, până la urmă, dacă nu produce niciun efect, de ce l-ai lua? Dar sunt produse care conțin proporții variate, adică conțin și THC alături de CBD. Deci ar putea să-ți dea și o oarecare stare de... Cu siguranță. Cu siguranță. Da, nu știu, la fiecare probabil că se manifestă diferit. Nu știu, exact. Ce fel de stare trebuie să le... Euforie, stare de bine, o percepție senzorială deosebită, inspirație, spun unii. Sunt destul de... Nu spuneți mai multe, că vreau să dăm idei până la urmă. Nu, bineînțeles, vă dați seama. Până la urmă, utilizarea cannabisului în scopul de adicție, în scop recreațional, trebuie condamnată pentru că este o substanță care a creat o serie întreagă de probleme de-a lungul timpului și problemele nu au venit neapărat din faptul că ea în sine este o plantă extrem de toxică, ci că deschide calea spre a deveni dependent cu substanțe din ce în ce mai periculoase. De obicei... Îți dorești mai mult, poate. Exact. Da? De obicei, consumatorii de droguri grele, toți povestesc că pornesc de la consumul de cannabis și în câțiva ani de zile încearcă să experimenteze și alte substanțe care, din păcate, nu mai sunt atât de puțin agresive cum este cannabisul. Înainte de publicitate, aș vrea să vă mai întreb un lucru. Dacă, să zicem, o persoană se duce în Cehia, acolo unde este legalizată, sunt legalizate pastilele pe bază de cannabis și vine în România cu aceste pastile, e oprită la vamă? Da. Și învățată de autorități? Evident că da, pentru faptul că în acest moment nu avem o legislație care să permită utilizarea cannabisului în scop medical, atât timp cât nu este dezincriminat, deținerea de astfel de substanțe este interzisă prin lege. Deci, practic, dacă, chiar și dacă medicul îi spune unui pacient, uite, ar fi bine, încearcă să faci rost de cannabis medicinal, nu există nicio posibilitate în România ca acest cannabis medicinal să ajungă la pacientul respectiv. În mod legal, pe filiere legale, nu. Dar atâta există, timp cât avem cannabisul recreațional la dispoziție, vă dați seama că sunt convins că există și cannabis medical adus pe piața neagră, sunt absolut convins de acest lucru. Dar nu este legal. Și vreau să vă spun, și v-am întrerupt, chiar acest element reprezintă o provocare la nivelul Uniunii Europene. Pentru
că sunt țări, de exemplu s-a pus foarte corect întrebarea ce facem cu un pacient din Germania, care Germania a aprobat un anumit produs, care călătorește în Austria, care n-a aprobat același produs. Corect. Este o întrebare firească, ce facem cu acest individ? Îi oprim tratamentul și atunci riscăm să îi producem rău, îi acceptăm tratamentul, deci sunt provocări foarte mari. S-a găsit la o soluție? Nu, sau sunt încă discuții pentru ca să reușim să uniformizăm un pic piața europeană și să nu creăm, cum să spun, precedente care nu pot fi rezolvate. Mai am o întrebare, dacă e acest tip de cannabis sativa CBD, și celălalt care dă, mă rog, stări de bine, acel tip de cannabis care dă o percepție schimbată a realității, o stare de euforie, acela are și el capacități din zona medicală? Adică ar putea folosi și el medicinal? Sigur că da. Și este. Sunt produse la momentul acesta care conțin și THC în proporții aproape egale cu CBD-ul. Deci THC-ul are efecte medicale, pentru că altfel nu s-ar regăsi în aceste produse. Însă riscul, dacă folosești un astfel de produs, este să creezi acele stări de euforie, să creezi la un moment dat poate chiar și dependență, pentru că omul tinde să-l refolosească pentru obținerea stărilor de bine pe care le-a experimentat. Deci sunt două tipuri de cannabis. Unul face, ambele ar avea niște calități de ordin medical, doar că unul dă euforie, altul nu dă. E, pe cel care nu dă euforie, pe acela l-au legalizat unele țări. Revenim după publicitate, avem foarte multe lucruri de lămurit. Bună oară, există pe piață la noi acel ulei de cannabis. Ce-i cu uleiul de cannabis dacă noi n-avem voie să folosim astfel de substanțe? Revenim așadar. O discuție foarte interesantă despre cannabisul medicinal și am aflat că există două tipuri. Acel tip de cannabis sau, mă rog, substanță preparat care nu dă dependență, nu produce nicio schimbare, o alterare a realității, nu are efecte halucinogene, dar ar fi bun pentru sănătate. Și celălalt care are efecte halucinogene și care este considerat drog ușor. Ei, la ce, dacă e să vorbim despre cel medicinal, care nu dă dependență, nu dă efecte halucinogene, la ce se folosește el? La ce e bun? Trebuie să fac o mică corecție. Faptul că ați spus nu e bun pentru sănătate, pentru că asta ar însemna că luăm să ne menținem sănătatea, este util să tratăm anumite boli. Da. Asta e varianta corectă și științifică. Sigur că, vă spuneam, în secolul XIX, Marea Britanie îl folosea pentru greață și vărsături cu eficiență destul de bună și iată că pe lista, primul pe lista indicațiilor pentru utilizarea cannabisului în scop medical este reprezentată de tratarea grețurilor și vărsăturilor, în special la pacienții cu neoplazii, cu cancere, care se află în tratament de chimioterapie. Aha. Vreau să precizez un lucru. La nivelul Uniunii Europene, toate țările care au adoptat cannabisul în scop medical au folosit pentru autorizare o serie de studii și meta-analize. Toate aceste studii și meta-analize, nu o să intru în detaliu cum se realizează și cum se traduc, dar concluziile lor, care înseamnă puterea științifică și statistică a acestor studii, au fost în principal de putere moderată sau de putere slabă. Adică nu avem la acest moment, la nivel european și internațional, niciun studiu care să spună cannabisul 100% e indicat pentru tratarea unei anumite afecțiuni. Ce înseamnă că are putere moderată un studiu? Înseamnă că probabil, cel mai probabil, are efecte pentru a trata acea afecțiune. Ce înseamnă că are o putere slabă? Este puțin probabil să aibă o acțiune pozitivă pentru a trata acele boli. Pentru tratamentul grețurilor și vărsăturilor în chimioterapie a fost utilizat, însă și aici sunt o serie întreagă de discuții pentru faptul că chimioterapiile moderne, cele de astăzi, nu mai produc atât de multe reacții adverse ca cele din trecut, care au fost incluse în studiile care au stat la baza autorizării. Pe de altă parte, și medicamentele antivomitive noi pe care le utilizăm astăzi sunt mai eficiente decât antivomitivele de acum câțiva ani de zile, care iarăși au fost utilizate în aceste studii. Deci studiile actuale au nevoie de updatări ca să vedem exact dacă există o indicație clară pentru utilizarea lor. O altă indicație este pentru tratarea anorexiei și cașexiei la pacienții cu HIV aflați în tratament antiretroviral. Și aici discuția e la fel de nuanțată ca și în cazul efectului antivomitiv.
De ce? Pentru că antiretroviralele actuale nu mai produc în așa măsură o anorexie și o cachectizare a pacienților, astfel încât există multe țări care vor să vadă întâi care e incidența apariției acestei anorexii la pacienții cu HIV, pentru că e posibil să nu fie atât de mare încât să necesite să introduci cannabisul pentru a o trata. Dacă ai 2 pacienți pe an într-o țară, înseamnă că probabil incidența este mică. Deci trebuie văzut care este incidența populațională. În schimb, cele care sunt cu putere moderată, asta însemnând că cel mai probabil au efecte pozitive, sunt anumite boli neurologice, cum ar fi durerea neuropată, spasticitatea asociată sclerozei multiple sau crizele epileptice în cadrul unor sindrome genetice, sindrom Dravet și Lennox-Gastaut, spre exemplu, ca să fim cât mai preciși. Se pare că utilizarea acestui tip de tratament scade incidența crizelor convulsive în momentul în care adaugi la schema de anticonvulsivantă clasică și terapia cu cannabis, iar în cazul durerii neuropate sunt studii care spun că s-a redus intensitatea durerii cu până la 30% atunci când, pe lângă schema de medicamente analgetice clasice pe care o folosim, se adaugă și cannabisul. Sigur că sunt anumite țări care au încercat să extindă această plajă de prescripție pentru durerea din orice tip de durere cronică, cefalee și așa mai departe, sau durerile care nu sunt neapărat asociate cancerului. Au fost țări care au încercat să dovedească eficacitatea acestui tratament în unele boli intestinale, cum ar fi boala Crohn, spre exemplu. Din păcate, studiile n-au reușit să fie convingătoare, astfel încât majoritatea țărilor care au adoptat cannabisul în scop medical au restrâns plaja de indicații pentru pacientul neoplazic în fază terminală și care face chimioterapie cu aceste reacții adverse de care vorbeam, greață, vărsături, pentru cei cu boli neurologice degenerative și pentru acele forme de epilepsie care nu sunt responsive la tratament. Se spune, găsești pe internet informația acum, că acest cannabis medicinal ar ajuta chiar la stoparea creșterii tumorilor. E ceva probat aici sau e doar așa o bănuială? Nu există niciun studiu la acest moment care să ateste vreo eficacitate antineoplazică a extractului de cannabis. Ce vreau să vă spun este că toate țările care au adoptat cannabis în scop medical au făcut o reglementare, din punctul meu de vedere, extrem de corectă. Utilizăm cannabisul chiar și pentru aceste indicații pe care vi le-am prezentat, numai atunci când terapiile clasice, convenționale, au eșuat. Aha. Adică nu diagnosticăm un pacient care are cancer astăzi și de mâine ne apucăm să-l tratăm cu cannabis. Nu, trebuie să îl tratăm cu medicamentele clasice și când acestea eșuează, vom recurge la tratamentul acesta. Să este, întotdeauna este adjuvant. Adică să fie luată în paralel cu tratamentul clasic, eventual. Nu, este chiar indicat. Și în schemele pe care astăzi sunt utilizate în țările unde a fost adoptat, el vine să completeze terapia clasică pe care pacientul o primește. Pentru tratamentul anticonvulsivant, nu înseamnă că de mâine acei copii care fac crize convulsive în cadrul epilepsiei intractabile, de mâine vor trece pe cannabis, se vor vindeca și vor opri orice medicație. Nu, cannabisul va completa medicația respectivă. Poate eventual să potențeze exact ce face medicamentul propriu-zis. Așa, vreau să vă mai întreb un lucru. Există efecte adverse în momentul în care, să zicem, administrezi acest cannabis medicinal pentru afecțiunile de care pomeneați, poate să aibă și... Efectele adverse provin de obicei la preparatele care conțin THC, pentru că apar acele efecte euforice în care ai percepții senzoriale anormale. Au mai fost raportate chiar și în cazul CBD-ului reacții de uscăciune a gurii, unele momente de letargie sau o scădere a tonusului, pacienții se simțeau un pic obosiți, o fatigabilitate, însă să știți că reacțiile nu sunt reacțiile adverse care însoțesc tratamentul cu cannabinoizi în scop medical, nu sunt atât de severe, motiv pentru care studiile de post-marketing, pentru că odată ce ai pus pe piață un produs, ești obligat în mod normal să urmărești dacă pe termen lung apar anumite reacții, nu au fost raportate decât reacții minore în momentul în care acesta a fost utilizat. Însă să știți că vorbeam de provocări. Cred că marea provocare a oricărui sistem de sănătate publică din orice țară este cum să implementeze această adoptare a cannabisului. De exemplu, sunt țări care își pun întrebarea
pacienți care, de exemplu, folosesc pentru durere neuropată cannabisul, mai pot conduce autovehicule? Mai pot să lucreze în zone care manipulează anumite aparate, unelte, în care se pot răni pe ei sau pe alții? Pentru că sunt pacienți care sunt integrați social, au o durere neuropată în cadrul unei boli cronice, care încă lucrează și care folosesc un preparat ce conține și THC. Uh-huh. Ei mai pot să desfășoare această activitate în condiții normale? Sunt țări care au raportat, de exemplu, creșterea incidenței accidentelor rutiere la cei care utilizează cannabisul în scop medical. Deci sunt foarte multe provocări și cred că atunci când gândești pachetul legislativ, trebuie să îl gândești foarte amănunțit, pentru că ulterior te vei izbi de toate aceste probleme și e foarte greu să modifici legislația de pozi pe alta. Bun, revenind după publicitate, ne-a rămas subiectul legat de uleiul de cannabis, care se găsește în farmacie și chiar aș vrea să le explicăm celor care ne urmăresc despre ce este vorba și să vorbim și despre legislația la nivelul Uniunii Europene, pentru că ne spuneați mai devreme că în anul ăsta iar putea fi schimbată și atunci cu schimbarea aceasta să devină legal și la noi. Revenim așadar în câteva momente. Vă spuneam ceva mai devreme că există în farmaciile din România chiar acel ulei de cannabis. Care ulei de cannabis? Este cannabis de tip CBD, adică cel care nu dă nu are efect halucinogen, ci este bun pentru sănătate, în combinație cu vitamine. Bun, cât de bun e acest cannabis și cât de adevărat e acest cannabis ulei de cannabis medicinal, dacă la noi ne există o lege în acest sens? Dați-mi voie să fiu sceptic că acela este conținutul acestor produse, atâta timp cât nu există o legislație și nimeni nu s-ar expune la așa ceva. Probabil, cum s-a întâmplat de-a lungul timpului, există mai multe tipuri de cânepă, unele dintre ele neavând neapărat efectele pe care le așteptăm, însă sunt comercializate. Există cu siguranță, fiind o plantă, are în compoziția ei o serie întreagă de elemente care pot să aibă efecte în organism, dar în niciun caz nu discutăm de efectul pe care îl așteptăm de la cannabisul medical. Deci poate chiar să aibă efecte rele, să ajungă la spital omul după ce a luat ulei de cannabis, sau e mai degrabă capa sfințită? Nu face nici bine, nici rău. Probabil că e un placebo. Aha. Deci e capa sfințită, cu alte cuvinte. Bun, ne spuneați înainte de publicitate că la nivelul Uniunii Europene, în acest an, este posibil să se scoată acest cannabis medicinal care nu are efect halucinogen de pe lista substanțelor interzise. Ce ar însemna asta pentru România? Ar însemna un lucru, e vorba despre cannabinoidul CBD de care vorbeam. Dacă este dezincriminat, el va fi autorizat ca orice medicament din farmacie. Aha, deci îl vom putea găsi, dar să mergem cu o rețetă, bănuiesc. Evident că probabil va fi supus prescripție medicale, la fel ca și anumite medicamente care le folosim astăzi, sedativi, hipnotice, medicamente din terapiile psihiatrice, în terapiile oncologice și așa mai departe. Bun, acum dacă stăm să ne gândim, pentru că dumneavoastră îmi vorbeați de efectele adverse pe care poate să le aibă și care nu sunt atât de grave, există medicamente în comerț, într-adevăr, cu rețetă, multe dintre ele, dar care au niște efecte mult mai urâte asupra sănătății, adică le iei să tratezi ceva și poți să te trezești cu altă problemă. Este foarte adevărat, sigur că am vorbit de efectele negative ale consumului de droguri și ale cannabisului în principiu, trebuie să spunem și care au fost părți bune raportate, spre exemplu au fost țări unde asociind cannabisul la pacientul oncologic pentru terapia durerii, s-a redus consumul de opioide, spre exemplu, care opioide au efecte uneori mult mai dezastroase decât morfina, le-ar avea, nu? Da, sau derivatele de morfină au fost, în primul rând, dependența este prezentă, în al doilea rând au fost cazuri cu stop respirator prin supradozarea acestor opioide, astfel încât asocierea cu cannabisul a fost benefică și a redus consumul de analgezici opioide, spre exemplu. Da, foarte interesant să vedem ce se va întâmpla la nivelul Uniunii Europene, pentru că atunci ne va afecta și pe noi această decizie, dacă nu avem noi curajul să dăm o astfel de lege. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Punem punct aici discuției noastre de la Fix la Laurențiu Botin.